Bună seara! Ce vă bucur! Ultimul live din cadrul proiectului Live Colgamanciu încă nu l-am făcut, dar uite că cu Dumitru astăzi noi am zis că trebuie să intrăm să vorbim un pic despre partea cea despre care toți cred că este cea mai frumoasă, cea mai miraculoasă, dar de fapt este cea mai grea. Aștept să se conecteze Dumitru. Nu știu de ce nu se trimite request-ul. Dumitru, încearcă să-mi expediezi tu pentru că nu poți să te conectezi. Nu înțeleg de ce. Acum și o să vedem care este problema. Noi ne-am gândit că voi trebuie să știți niște adevăruri și trebuie să vă mai povestim din ceea ce se întâmplă înăuntru. Lumea online-ului se dezvoltă cu viteza vântului și mulți consideră că cei care sunt în online, de fapt, nu știu, sunt milionari, fac bani. Sunt și din cei care fac bani foarte mulți, dar credeți-mă că în spatele fiecărui milionar stă o muncă enormă. Bună seara! Observă, eu nu te aud. Da, eu știu că tu acum nu vorbești. Hai, hai! Bună seara, UK! Bună seara! Ce cool s-a auzit! Yo! Hey, hey, hey! Bună, bună, noroc la toată lumea! Olicica, privet! Привет! Tu vezi că eu astăzi m-am pregătit, am pus și floricele, mi-am pus cercei de prințesă. M-am pregătit ca După o să... zi de spași, după... Da. Da. A fost o zi foarte frumoasă, dar știi cum toată lumea are nevoie de odihnă. Astăzi nu este despre odihnă, este despre muncă. Și pentru că foarte mulți se interesează și de fiecare dată când fac vreun sondaj despre ce ar vrea lumea ca eu să vorbesc pe Instagram, mulți mă întreabă, Olga, cum să fac un profil care să-mi aducă bani? Cum faceți bani voi pe Instagram? Dar Instagramul vă plătește bani pentru like-uri? Dar Instagramul vă plătește bani pentru nu știu ce și am zis că trebuie să povestim ce înseamnă de fapt o muncă în online. Și nu e vorba doar de Instagram, e despre și același TikTok și Facebook și e-commerce-ul, dacă tot este vorba de online. Așa că... Da, subiectul ăsta, știi, el e tot mai vital pentru că a apărut așa un fenomen care se cheamă ecășe. Mama, eu sunt freelancer. Am, știi? Freelancer. Sunt influencer. Acest fenomen de freelancing a dezvoltat un interes extrem de mare în contextul de digital comunicare. Și respectiv, pe de o parte, carantină, au creat un context, a creat, în care, pe de o parte, n-am putut ieși, asta oamenii n-au putut să lucreze, în jur de statistică arată 15% de populație și-au pierdut jobul din glob. Pe de altă parte, afacerile care aveau o activitate nu au mai putut să o continue într-un fel, trebuiau să se adapteze. Respectiv, se zice că tare multe afaceri s-au închis, din păcate, și tare multe s-au reprofilat. Și uite că aceste două ingrediente la fundament, având carantina, au creat o circunstanță în care online au devenit pe alocuri, câteodată și încă la mulți, unica sursă de 1. Venit, 2. Modalitate de promovare, 3. De existență în general. Respectiv, că de aici online au creat așa o paradigmă în care tu poți sau să-ți promovezi afacerea, tare crută, tare repede, tare bine, sau să faci bani prin online. Tare crută, tare rebe, tare bine. Trebuie să menționez că chiar și noi deseori spunem că un freelancer, un specialist, ușor poate câștige 500, 1000, 2000 de euro. Noi cu tine nu odată am vorbit subiectul ăsta, cât de ușor spate de făcut banii ăștia. Dar nu că Ușor, noi n-am ușor în ghilimele, spune... poate în Nu că noi n-am spune asta cu voce tare, o spunem inclusiv că acest adițional apostrof la acest ușor înseamnă că trebuie să depui efort. Adică, uite, real, în oră în urmă am finisat consultația pe Mentor My Business cu Gheorghe, care are autoservice,
A+, automotiv service house în Chișinău. Și noi cu dânsul lucrăm și am spus: Dumitru, eu gata, m-am blocat, nu vreau, vse, gata, vse, închidem, vse. Pentru că eu nu-mi place să fac posternia, nu-mi place asta, eu nu înțeleg de unde să iau și încotro să merg. Și atunci noi spunem: ok, hai să testăm o variantă cu un freelancer, să iei pagina ta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să facă 2-3 postări pe Facebook pe săptămână, 2-3 postări pe Instagram pe săptămână, vreo 3-4 stories-uri pe zi, probabil, tu să-i transmiți video prin Viber, el îți postează, îți pui filtre, îți monteze, poate îți vină la tine în vizită, și îți facă publicitate. Pentru tot asta, ar fi corect să-i dăm 500 de euro. El spune: hai. Deci, un client simplu. Și noi, clientul, la dat trecut, noi așa, la participanții noștri, inclusiv în mentorat, noi le dăm clienți care din mentorat se pupă, știi, lucrurile. Și respectiv, uite, un freelancer azi, prestând serviciu pentru un Gheorghe, un Vasea, un Dima, un Cole, o afacere, poate să facă un 500 de euro, dar cât, spune-mi, te rog frumos, tu timp vei dedica ca să faci două postări pe săptămână pe Facebook, trei postări pe Instagram și vreo 20 de stories-uri pe săptămână? Nu cât timp, nu doar, nu tot ziua. Dacă ești descurcăreț, dacă tu ai o leacă de gărgăuni în cap, dacă tu ești muncitor, dacă tu nu ești loader care așteaptă ca Facebook-ul și Instagram-ul să-ți plătească pentru like-uri, atunci tot e posibil. Tot e posibil. Respectiv, un 500 de euro în Chișinău, oamenii cu jilă de directori nu există, dar cu jilă de lucrător și antreprenor au posibilitate să facă foarte ușor 500 de euro, de astăzi 10.000 de lei, care nu este atât de puțin. Nu e foarte mult, dar nici un angajat poate să nu primească 10.000 de lei care lucrează în social media, apropo. Care este zona medaliei, pe cealaltă, da? Adică, unde e podvoc? Că se uită mai angajații mei și zic: Dumitru, tu acolo povestești să șefi Colina, tipa 1000 euro, dar nouă, tipa 100 de euro, te jumicești să-mi dai. Respectiv, partea cealaltă este așa că eu am comunicat cu probabil peste 100 de freelanceri în domeniul digital, vopsi, copywriter, designer. Sunt freelanceri care, plecând în freelance, mor. Din cauza că ei n-au abilitatea să vândă, nu le place asta, n-au abilitate să facă management, că dacă ai 2-3 clienți, asta înseamnă de-amă, tu trebuie tax pe asta dimineață, pe asta seara, trebuie și să transmit la video, să programez întâlnire, să mă duc să fac, el n-are asta, lui e de lucru și el sepe dimineață până la nează, de aici până aici. E că dacă ești de asta, du-și te angajează. Ia-ți un 2, 300, 400 de euro pe lună și fă-ți job-ul ghine, șeful o să-ți dea de lucru și salariul de la 7 la 10. Freelancerul totuși, asta este o lecție de antreprenor. Este o lecție de om care gândește, care caută, care el trebuie să scate clienți, el trebuie să registreze pe site-uri, să participe în comunități, în grupuri. Nu la tăți să talmazanile de prost a clienți, așa, 500 de euro prost, pentru că de ce e cam așa, dacă pornim așa de fundament, online-ul azi este oportunitate. Noi avem vreo 40% din clienți la Talmazan School, asta sunt mămici în decret. Deci un segment de audiență care, unu, face pentru bărbatul ei, soțul ei, business-ul, o postare, două, trei și o economisă vreo 3-400 de euro. A doilea, are un hobby. Știi și de ce nu? Respectiv, unul, doi clienți, avem și din diaspora, din Londra, avem din UK, avem din Canada, avem din România. Deci nu contează unde te afli, tu azi poți presta servicii worldwide. Adică, Yes. și asta e crută, că asta aș pune la fundament, că asta e crută. Da, ideea este că eu aș vrea să adaug, dacă ne mutăm la diferite segmente, freelancing-ul, de fapt, influencerii tot intră în categoria de freelancer, pentru că tu muncești pentru, la lume le pare și, ai, și acolo niște fotografii, niște story-uri. Și de câte ori, cel puțin eu m-am întâlnit cu faptul că, da, hai filmează tu niște story-uri. Ei, nu, eu nu și. Nu, hai filmează. Vorbește la public. Dar nu le filma de câteva ori, dar le filmezi dintr-o dată. Încearcă să fii autentic, încearcă să fii interesant, încearcă să nu plictisești oamenii. Bagă-ți chișorul des ori în așa că tu ai copii, de atât că tu trebuie să răspunzi la mesajele care ți-i vin, pentru că să ai clienți, tu trebuie să dai content, ca să faci content, tu trebuie să ai timp, ca să ai timp, tu trebuie să te dedici, să-ți faci grafic, să te gândești. Nu, Iar... tu mă amăgești, mă tincu, mă tincu, mă amăgești. asta e încă e normă și atunci când tu
întreabă fetele în... Pentru că numai cu fetele am avut discuții. Deci, dacă nu vorbim de clienții ca branduri, da. Eu, cu băieții niciodată. Olga, cum să fac o pagină care să-mi aducă bani? Și de fiecare dată eu încep de la faptul că eu, de exemplu, am lucrat pe Instagram 7 ani de zile gratuit. Absolut gratuit. Da, primeam cadouri, dar bani nu mi-aducea deloc. Deci bani fizici pe Instagram, am început în modul direct să primesc, cred că după ce am participat la primul business camp, după ce am făcut cunoștință cu voi, după ce am făcut cunoștință cu Alina, care mi-a zis, tu înțelegi că valoarea ta deja e mult mai mare. De ce tu faci asta? Tu ar trebui să pui un ban. Și eu zic, da cum? Da cine să iau să cer bani de la oameni? După care am înțeles că valoarea, într-adevăr, vine din experiență și asta e o muncă. Asta nu este doar faci foci pricolne, te duci la azi într-un magazin, mâine la altul și ia ca viața ta s-o aranjat. Nu-i deloc așa. Este o responsabilitate enorm de mare și ca să faci bani, tu trebuie să dai valoare în orice job. Eu sper mult că în audiență nu sunt oameni care cred că pentru faptul că noi e cam mâine suntem în live, Instagram-ul ne plătește, adică... Dar, spre exemplu, dacă sunt dintre cei care ar vrea să câștigi bani și nu știu cum, ar putea spune întrebarea lor aici direct și noi precis putem să dăm poziția ori feedback-ul. Cu siguranță salutăm oamenii tăi zis de business camp și salam aleiki. Respectiv salutăm tăți care nu știu și tăți care de azi n-a să ne uite. Când vorbim despre bani, problema cea mai mare a societății, în anul 2021, suntem în luna iunie, 6 luni de zile, eu cred că peste vreo 500 minim de oameni am reușit să vorbesc despre social media, tet-a-tet. Problema cea mai mare în dorința asta de bani este că tu nu ești gata să dai ceva. Problema nu este că piața nu poate să-ți dai. Adică, indiferent, dacă vine nou ne scrie, doamnă, bună ziua, Dumitru, dacă eu sunt mămică, am 3 copii, fără soț, și îi spun, uite, eu îți dau cursul gratuit. Uite, tu învață-te ceva. Da, puteți să ne ajutați. Adică, este elementul că, și nu e vorba doar de mămică, adică să nu trecem în zona asta ca mușă, să drepturile omului și chestii. E o chestie legată de ca model, da? Adică, da. Sau cerșești un băițel, sau o fetiță, sau un moșneac. Adică, online-ul azi este o mare oportunități în care tu, dacă nu știi ceva, poți în o lună, două, trei să capiți cunoștințe care probabil câteodată nici la universitate n-ați să le găsești sau să trebuiască tare mult timp să le treci. Azi, ceea ce eu aș da un sfat la toți care vor să facă bani pe Instagram este să vă nișați foarte în gust. Să știi copywriter pentru stories-uri. Образно говоря, da? Adică nu copywriter, dar copywriter pentru rețele sociale, pentru Facebook. Ești reclamă sau targetolog pe Facebook și Instagram, pe Adnaclasnic aparte, pe TikTok maker, story maker. Azi oamenii sunt gata să plătească 100-200 de euro ca tu să setezi publicitate pentru business-ul lui pe Facebook și Instagram. Ce înseamnă să setezi publicitate? Asta înseamnă tu să intri într-un cont de publicitate și dacă tu, mie mi-a jumătate de oră, ție vreo 3 ore la început. Pentru că, gde e, gde te, da? Respectiv nu, zadar, ca bă... Dacă eu am trecut cursul tău și... Da, Vlada, o oră jumătate, ție o oră jumătate. Tu ai trecut cursul nostru, haideți, oamenii ăsta nu poate să verifice, așa că să spunem că asta este adevăr. Nu, este video, este tot frumos, este video, este tot. Iată, Felicia Mișin este targetolog la noi la ASAP. Felicia. Respectiv, Felicia o să... Mulțumesc! Felicia o să seteze asta în 40 de minute, în 30 de minute, da? Ea are experiență zilnică, respectiv, decât un om care prima oară să nimerească în publicitate. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă tu ai putea să găsești clienți, asta înseamnă ori soțul tău are 2-3 business-uri,
Ori jumate din cum trebuie să spune cu neamuri maghine, nu? Azi avem două insight-uri, oamenii au scris în comentariu, eu cu băieți niciodată și cu neamuri maghine, nu. două frazele zilei. Respectiv, dacă tu ești asta, social, da? Adică tu ești în networking, da? Cuvintele este mai deștepte. Tu te duci pe la întâlniri, tu cauți oameni, tu poți să găsești trei oameni care au business. Da. Da. Și le plătești 100 de euro. 100 de euro. A să-ți dai fiecare aproape dacă tu poți îmi garantezi că tu îmi vei da un rezultat pozitiv. 300 de euro, tu, indiferent, tătic, sângurel, mămic, sânguric, împreună sunteți sângurei, dar nu contează. 6.000 de lei este salariul mediu în piață. La noi, în agenții, un salariat poate să primească de la 4 la 15.000 de lei, spre exemplu. Asta ar însemna că, spuneam, de minus cel mare este că dacă o să calculezi pe an, câteodată mai bine să fii salariat bun. Pentru că tu faci pe an, tipa, în Moldova, 100.000 de lei ca salariat, pentru că într-o lună ai 5.000, într-o lună 16, într-o lună 10, într-o lună 9. Dacă freelancer, tu poate așa să faci, tot așa ești 100.000. Dar tu, poate într-o lună, vopsea nix n-ai. Nu, pentru că au plecat alți clienți. Și să trebuie să bagi publicitate, trebuie să faci valuri, trebuie să faci webinare, training-uri. E ca zona asta, ceea ce oamenii nu înțeleg care se apucă de freelancing. Asta nu înseamnă că dacă ți-a venit un client, gata, ei să vină întotdeauna. Modelul e posibil. Oricine din acest chat, 124-22 de suflete care sunt, oricine ar putea să lucreze și se poate de învățat, mai ales dacă faci reclamă, dacă ești bravo să te înveți. Întrebarea este, dacă tu ești gata să depui acest efort, să intri într-o necunoștință, și aici, indiferent de zonă, chiar și ca freelancer, noi am avut odată o solicitare. Odată în viață eu am avut o solicitare în care o fetiță mi-a scris: Dumitru, eu vreau să devin freelancer, mă puteți ajuta? Și ca din case-ul ăsta, freelancer, influencer, sorry, influencer, da? Respectiv, bună seara, bună seara la toți. Sunteți tare activi, ia cu inimioare, că eu azi împlinesc 33 de ani, este ziua mea, aștept felicitări. Respectiv, nu, asta este puterea online-ului, tu poți spune orice și oricum n-ați verifici. N-ai avut pricolul ăsta când schimbi data în Facebook și oamenii se felicită. Ia fă, se vede câți druști în Facebook ai care habar n-au când aude. Ah, da, happy birthday, succes! Nu, no, glumim, dar eu la final de zi vreau... Victoria ne roagă să zâmbim că ia să fac stop. Hai, 1, 2, 3. Respectiv, dacă noi vorbim de faptul că pe partea de influencer, tu menționai, da, cum îi câștig bani, nu cum poți tu să faci un om influencer? Influencerul adevărat, sau ce înseamnă asta? Asta este o persoană care are o audiență peste care el poate să influențeze pozitiv, negativ, sugestiv, direct, indirect, cu informații utile, comerciale sau de orice gen. Asta înseamnă că eu pot spune ceva, în jurul meu se adună lume, asta ca ăsta, înainte el era ieșea în piața centrală, glașată, și începe să vorbească înainte, tare de mult înainte. Primii actori, la biserică îi făceau scenografiile date, da? Și respectiv oamenii spun: aha, Olea, mie îmi place cum tu gândești. Iată, eu să mă urmăresc, pentru că de druga să mai apară Talmazan și întâmplător să-l mai văd și eu la tine încă o dată. Și se formează un soi de comunitate. Da. Respectiv, practic, mărirea comunității este rezultatul faptului că tu ești bun în ceva. Nu este faptul că tu participi în concursuri, că ele dispar. Nu este faptul că tu o să faci publicitate, ele dispar ori nu sunt active. Mărirea audienței cu plus un om este mai calitativă decât mărirea audienței în concurs plus 100.000. Pentru că Da. acești 100.000 azi dispare, iar plus un om a venit conștient, fidel, și deseori ale mele, câteodată 300, 400, 500 mii de stories-uri aduc mai mult venit decât publicitatea de 100 mii de afișări. Adică din cauza că oamenii calitativi sunt 300, 500 mii. Respectiv, eu, dacă voi sunteți un fel de expert și la voi în stories-uri privesc 1.000 de oameni, 3.000 de oameni, 500 de oameni, 100 de oameni, eu întotdeauna spun: oameni buni, uitați-vă, în chat-a mea sunt 128 de oameni.
Cum eu pot spune, Bălin, Olea, că am trășat la tine audiența? Numai 100 de oameni. Adică tipa, aici de 100 de oameni, sunt taxide. Ei trebuie încă un zero. Încă un zero, da. Adică, Bălin, 10 oameni și astăzi, 10 oameni o lăsat din viața lor pentru tine și probabil din ăștia 10, unul a scumpere. Dar la altul stau și se uită ca cam de clap și niciodată nu cumpără abonamentul. Exact. Eu întotdeauna încerc să explic celor care apelează la mine și după publicitate, da, și pur și simplu după un sfat. Să ai o audiență de 10 oameni, asta deja înseamnă că tu ești influencer. Și eu vreau să facem o paralelă, pentru că multă lume nu percepe diferența dintre influencer și blogger. Ăștia sunt doi oameni diferiți. Pur și simplu la noi, pentru că piața nu-i foarte învățată, noțiunile astea sunt călșit între dânsele ca tare. Dar influencerul este omul care are o comunitate cu care își împărtășe sau influențează o părere, o opinie publică. Își o exprimă și o arată. Bloggerul, bloggerii în general, ei de obicei au canale pe YouTube, ei de obicei mai mult se axează pe bloguri scrise cu foarte mult material. Deci este o diferență. Sunt oameni care postează fotografii și eu ți-am mai spus ei despre asta, că eu foarte mult îmi doresc să fac un experiment online, un experiment în care eu am făcut ceva timp în urmă o fotosesiune în lingerie intimă și vreau să postez o poză care nu are deloc text. Asta s-o trimit pe urmă. Să mulțumim de live. Și acolo, și doar să scriu cuvântul experiment, ca să demonstrez publicului că, de fapt, oamenii văd cu ochii. Și tu când te uiți la un om, deși oamenii dau follow la tare multe fetișoare frumoase și deștepte sau interesante, extravagante. Ele scriu bine. Ele scriu, mie îmi place cum ele scriu. Mai ales și din lingerie la dânși copywriting, uitare bun. Ce scriu? Nu scriu nimic. Pentru nu că știu, eu citesc acolo tare mult. Poza și floricica. Dar pozele astea strâng câte 10 și 20 de mii de like-uri. Dar cât înseamnă numai floricica și ea? Tu prostă zăviduiești. Floricica și ea. Конечно, естественно. Și acum eu am început de la ideea că noi toți suntem, deja având o comunitate, voi trebuie să apreciați fiecare om care este pe pagina voastră. Ei, că eu am o pagină și acolo sunt numai 150 de oameni. Tu îți imaginezi cum arată 150 de oameni ca să-i pui acum în fața ta? 150 de oameni, asta sunt foarte mulți oameni. Eu am avut la nuntă 350, credeți-mă, eu am crezut că la mine e concertul mare, Piața Mare Adunării Naționale. Asta cu 150 de șanse să te îmbolnăvești de COVID mai mult. Da, și respectiv trebuie să respectați publicul care vă urmărește. Nu contează, asta e afacerea voastră. Indiferent de număr, de adevărat. Adică dacă noi vorbim de influencing, asta este indiferent de număr, 50, 100, 500 de mii, dacă el este al tău, te urmărește pentru că tu discuți un anumit topic, într-o anumită formă, într-o anumită abordare, asta e unul. Bloggingul și vloggingul, asta deja este stil de viață sau hobby-ul de manifest, care aduce bani. Și vloggingul și influencingul și freelancingul, toate sunt Elena, auzi că eu sunt băiat, hazliu, băiat, sunt băiat. Da, dacă îmi dau barba în jos, îmi zic că Olea o deschis sadic și copilul este. Nu, respectiv, noi totuși azi ne-am propus cumva să dezbatem, pentru că noi în cadrul Mentor My Business cu Olea discutăm deseori despre faza asta, gen, uite, este audiență, spate de lucrat, poți fi utilă, spate de valorificat, acest moment să fie util și tu audiențe și audiențe ție, și, dar apare eu sigur că întrebare și la mine și la Ole, mult scriu pe partea de vreau să fac bani, cum să fac bani, de unde să pot să încep. Respectiv, astăzi, expertul în digital comunicare certificat MBA și speaker internațional Dumitru Talmazan vă va da 10 sfaturi cum să fără. Da, vreau să fac o mică paranteză. Până tu povestești acele 10 sfaturi, că eu sunt sigură că lumea trebuie să-și ia câte o foaie, câte un pix ca să scrie asta. Vreau să vă spun că eu, de exemplu, și mi-am propus astăzi să fac asta public, eu lucrez la momentul actual cu 7 clienți. 7 clienți cu care am anumite înțelegeri, anumite contracte și o anumită perioadă de colaborare. Și vreau să vă spun că 7 clienți mie mi-aduc 1.500 de euro. 7. Când
7 clienți ar fi trebuit să-mi aduc toate 4.000 de euro lunar. Asta este despre muncă. Tu muncești... Asta noi discutăm la ședință. Noi îți discutăm la ședință. Mă iartă foarte mult, eu știu asta, dar eu încă sunt în perioada de experiență, pentru că pentru mine contează să înțeleg, să palpez piața. Eu deja foarte multe lucruri le cunosc și învățând la Universitatea din Marea Britanie, cumva primul an trecându-l, eu mi-am dat seama că noi tot ce am învățat, pentru că eu învăț în domeniul digital marketing și am aplicat la universitate ca să primesc acest certificat internațional ca specialist în domeniul digital marketing, eu mi-am dat seama că primul an noi am învățat ceea ce eu de fapt știam. Doar că am învățat în termeni în limba engleză. Dar asta mi-a dat valoare mie personal, pentru că eu am înțeles că eu am atâta experiență și eu mă simt mult mai încrezută în sine după ce am trecut acest an de universitate. Și credeți-mă că să faci bani în online îți ia foarte mult timp și dorință de a face asta. Iar cum să faci asta? Îți spune Dumitru Talmazan. Este pe Patreon sau pe PayPal, Dumitru Talmazan. Doi copii, dar ei costă nu puțin, știți, și care au copii. Respectiv, dacă serios vorbind, eu m-am gândit că tare ori ce am putea noi să spunem la audiență, care ar fi pașii în care un om care nu lucrează în domeniul digital sau un om care lucrează în domeniul digital ar putea avea o plus valoare în seara de azi și ar putea pleca ca azi cu câteva gânduri. Astea nu sunt reguli de aur. Nu este 10 modalități spre succesul care succesului individului de succes. Sau fă pe luptă 5.000 de euro. Garantat, treci cursul nostru și vei fi milionar. Da, Pavel, dar live-ul va fi salvat neapărat, o să puteți să-l priviți în reluare. Respectiv, faza care o spunem noi des și în care, prin care eu am trecut, eu sunt în domeniu deja de peste 7 ani și doar mie mi-a luat mai mult timp asta să înțeleg sau să găsesc mai greu materialele internaționale, pentru că și eu trec acum chiar instruiri și în America și în Moscova. Și am înțeles un simplu lucru. Primul detaliu de la care trebuie să pornească un viitor specialist, un specialist în formare, un specialist care deja lucrează, dar vrea să se calibreze, este identificarea expertizei care el o deține sau vrea să o dezvolte. Când vorbim de expertiză, asta înseamnă social media manager, publicitate, project manager, asistent, ce mai este, vânzător, ceva ce el poate să facă, ori vrea să facă. Eu știu, băi, mie-mi plac cu oamenii, dar îmi place să vorbesc cu oamenii și încă vreau să fac bani. Du-te vânzător dacă îți place să vorbești cu oamenii, dar îmi place să vând. Du-te, nu știu, du-te asistent, du-te, adică găsește-ți o combinație dintre ori vreau bani și să faci ce și nu-ți place, probabil, ori o găsești un mijloc în care, ladna, o să fac targetare. Nu tare îmi place, dar de ce îți place bani de făcut și îți poate, nu e așa de graf, cum ar fi, spre exemplu, să mă pui să iau geanta și să merg prin oficii să vând pixuri, da? Respectiv, în contextul ăsta, noi înțelegem că primul lucru care trebuie să faci este să te apreciezi. Când te-ai apreciat, al doilea pas, începi să cauți oameni care fac fix asta. Ei sunt, cine din voi vrea și targetolog, intrați pe talmazan.media, abonați-vă la mine la Instagram și uitați-vă cum el trăiește. Uitați-vă la alți oameni, nu numai unul, trebuie să luăm o perspectivă de vreo 10 oameni. Urmăriți oamenii ăștia care fac și voi ați vrea să faceți. De ce? Două detalii. Primul, oamenii ăștia dacă sunt în top, da, ei sunt top, ei au multe evenimente gratuite. Cum, spre exemplu, noi, nu odată și săptămâna viitoare avem un webinar despre cum să setezi audiențele în Instagram. Respectiv, tu poți să vii la un webinar și să vezi gratuit, într-o oră jumate, două, trei idei despre vopșe și asta, Facebook, Instagram, publicitate, cum să faci targetarea asta care te-ți fac butonul albastru, boost post, ca și să aleg eu mai departe acolo. Respectiv, tu iei alt om, te uiți, el tot are. Tu primul lucru poți să iei gratuitate de la dânșă. Al doilea lucru, tu poți să vezi cum ei trăiesc. Și spui, da nu, nafic, nu vreau așa. Mă uit la Talmazan, la dânsul să începe la 7 lucruri, să termin la 3, sau invers, să începe la 12 și să termin la 1. Nu vreau așa. Respectiv, tu poți să faci cunoștință cu 5 ani înainte, cum ați fi viața ta, dacă tu vrei să iei așa ca dânsul.
Pentru că tu o să vezi că toți 10 au o medie de gândire, au o medie de comportament, au un stil de viață, pentru că, că asta probabil îi faci pe dânsă. Ori lucru, ori mediu, ori context, ori piața câteodată este. Tu te uiți la 10 moldoveni și la 10 americani și tu îți dai seama, băi, eu vreau și eu ca american, dar nici unul de moldoveni nu e ca dânsă. Înseamnă că eu trebuie să mă duc în America, pentru că în Moldova tu practic strădești până la pragul celălalt. Da. Al treilea detaliu care merge în next step, găsește-ți un, doi preferați. Sunt oameni care nu ți-au făcut nică, dar ei nu-ți plac. E că sunt oameni care că mă ascultă și probabil au așa un feeling interior, genul, păi hai termină, eu te rog, e că cum vorbești, E că mă nervează omul, este că ascultă, Ileana, e că ascultă, nu e că ascultă. Mă se vede că se vă iubește, mă scuzați și eu care copii prin prejur. Adică... Adivijește, da? Adică nu ți-a făcut nici omul ăsta, dar te nervează. Respectiv, da. Tu de la dânsul n-a să iei nici cunoștință, indiferent cât de deștept și certificat el noi și. Prosta besit. E tonalitatea vocii. Besit. Profesorii la școală, da? Sunt niște care... Parcă e pedagog normal, dar nu-mi place la lecție, la dânsul, vapșe deloc. Respectiv, dacă tu găsești în toată gama asta, 2-3 care îți plac, tu vei asculta mai cu nere informația care ca atare greu o să intre. Pentru că așa informația e multă. Dar încă trebuie să o răbzi. Здравствуйте, сегодня говорим про маркетинг. Маркетинг – это аналитика, чтобы «Хай, Демаребди, хай нашти, хай!» Савал Тупоргешти, маркетингу есть студио де пяца, чтобы «А-а-а, стой-ка, мамецеска!» Адика, трис гасит шива, кари ши и атыл, ши и есынт. Респектив, кен лай гасит, ну, апрофундязати ин рецели люди социализари. Я консультациели гратуити, я консультациели деплаты, я ун курс, я у менторат. Și această cale, apropo, durează vreo 3 luni, ia ca până aici. Pentru că tu înțelegi ce se întâmplă și tu deja începi să altfel. Tu înțelegi? Tu să te uiți, e că ne-mi place Jamie Oliver. Eu am iubit gătitul pentru că ne-mi place Jamie Oliver. Cum el lihco, padăiet, el vorbește despre steak, parcă vorbește despre sex. El vorbește, ha. Și eu am dat la Paprika TV. Nu că... Și, готовим все. Ай, поедьте, мой. Мужик, давай. Да, что там, что? Я говорю, вау, я лавен Naked Chief, и я сын в шурме Оливер, и деколо, дела Джейми Оливер, ну, мне деколо мне плакут муц, а не урмы. Респектив, я вам аузи де Оливер, мне плакут, кто мне фащ, я факут секс, я факут кокил, и я как что принять, и кокил, и мэнкарь, интелеч? Респектив, в сенсу иста спримешти, что dacă mi-a plăcut cum el vorbește, probabil m-am îndrăgostit în culinărie. Și mi-a plăcut să gătesc ca mai pentru că mi-a plăcut cum el asta a dat. Respectiv, dacă ți-ți place dar cum... Dar nu a fost la mine cu tine, Dima. Eu da. Nu m-am gândit niciodată că eu să vreau să fiu student la Universitatea Londra, la Digital Marketing. Dar e ca tu cu движенile astea mai astia, înțelegi? Am întrebat o întrebare tare bună, ca să facem încă o mică paranteză. Este oare vreo șansă să te lansezi când este așa de mult concurență? Вообще, concurența asta e smișnoi slovă, știți de ce? În piață, în Republica Moldova, sunt peste 100.000 de administratori de pagini de Facebook. Eu nu știu dacă voi luați, adică sunt 100.000 de oameni care administrează ceva pagini. Wow! Dar dacă pui în UK, acolo îți chică bașnia. Dacă da. Pui worldwide, dacă îți chică bașnia. Deși concurența, în primul rând, e aici. Cu cine tu concurezi? Pe lângă faptul că cu creierul tău și cu contextul tău cultural. Mai departe, a doilea lucru. Câți oameni tu ai nevoie? Talmazan School, ca și profitabil și ca și Tătghenie, are nevoie de 1.000 de studenți. Pe an. Cum crezi? Din piața de 100.000 din Moldova și de milioane din diasporă și din toată lumea, se poate de găsit 1.000 de oameni. Eu cred că mie asta care sunt eu, piața nici nu se vadă că eu am luat segmentul. Asta n-a și monopol. Asta nici n-a și jucător în piață 1.000 de oameni. Adică de ce? Când voi spuneți că vă trebuie 5 clienți pe lună care îți vădă câte 200 de euro, cu ce tu-ți concurezi? Adică, practic, tu nu concurezi. Fiecare are de lucru. E ca 100 de oameni amuia, tăți amuia deveniți să mămși, pentru voi de lucru în Moldova sunt minim amuia
câte un client care e gata să vă dă 100 de euro, dacă voi sunteți gata, atenție, să-i dați un rezultat. Nu garanție de vânzări, un rezultat conștient. Tu vii la mine și îți spun, ce ești? Salon de frumusețe, ferestre, imobiliare, da. Am 100 de euro, vreau să mă bag în imobiliare în promovare. Băi, liniștește, e un imobiliare acolo cu 100 de euro, tu asta e budiș curit în staronche, în sensul ăsta. Sau tu vrei să intri în piața, vrem să facem export în America. Bugetul în Moldova la oameni 500 de euro, dar în America noi gata suntem și 2000 să cheltuim. Pățanașul, tu cu 2000 nu ești nici din cartier în America. Adică tu prost alegi un oraș din America, ladna, un sector, ni psihui, adică nu e chiar așa de simplu cu 2000 dolari. Eu înțeleg că tu tii 2000 dolari, tu nici nu câștigi atât. Dar în America bugetele, conferința lui Grant Cardone 10X din anul 2019, bugetul de promovare a unei conferințe din Miami, 2 milioane de euro. Conferința! Bugetul țării noastre în Facebook se variază de la 3 la 5 milioane de euro. Respectiv, acolo un ciuvac. Nu știu despre asta, dar companiile investesc bani enorm pentru publicitate. Cu siguranță. În Moldova, o companie medie cheltuie 500 de euro. O companie începătoare cheltuie 100 de euro. Un freelancer cheltuie... Freelancer, este care întâmplător. Îți zică, bus post, next, next, next. Un 50 de euro pe lună, dar slivaiet. Adică când tu business, vrei să concurezi cu, un business, cu concurența ta care are nume, are logo și tu ai ieșit, cu, nu contează, florărie, șurmantașcă, freelancer, salon de frumusețe, că precis așa sunt tare multe dame extraordinare care au salonul Diana și ele vor să facă diferență. Eu adică eu îmbram la Galea și am mai trebuit la Diana. Adică, vdrug, nu, în principiu, diferența e clară. Diana, Galea, все, toate paneata. Adică, de ce eu trebuie să mă duc la tine? De ce trebuie să mă duc să promovez la Talmazan, dar să nu mă duc la Colea sau la Mișa? Dar pentru că Talmazan sau Colea sau Mișa fac anumite acțiuni care îi fac diferență. Respectiv, e că când noi vorbim despre partea asta de cum să faci bani, e că tu faci toți pașii ăștia, tu începi să te pricepi și piața azi are pentru tine de lucru în Moldova. Dar dacă tu ești maladeț, știi language, let speak from my heart, London is the capital of Great Britain, respectiv, dacă tu știi tot asta, tu ai ieșit pe site-uri de freelancer din Statele Unite, tu ai ieșit pe chat-uri, live-uri din unde vrei, da. Și cu 2-300 de euro... De peste tot în lume, eu am prieteni care lucrează pentru companii din America, de exemplu. Ei locuiesc în Marea Britanie, sunt care locuiesc în Moldova și ei au salariu de 2-3 mii de dolari pe lună și ei lucrează ca targetologi. Ei postează publicitate. Ca să înțelegi, bugetul la o companie, la o cunoscut, o cunoștință de-a mea, este de 200 de mii de dolari per o companie. Micuță. Da. Da, asta da, e da. Numai o campanie. Și ea tot ce face, setează publicitatea la timp potrivit, alege targetul, face tot, tot, tot și evident că se cere de la ea rezultat. Adică, clar, nu vânzări, dar rezultatul nu constă da. De un vânzări. Și asta da. Este și ideea că voi trebuie să ieșiți din mindset-ul vostru în primul și în primul rând. Să nu vă gândiți că, ei, dar și am eu să dau mai diferit. Sau mulți îmi spun că, ei, dar iau câți influenceri, uiți, mă mai bag și eu. Măi, fiecare om este individual. Noi toți suntem diferiți. Noi niciodată nu o să fim eu ca tine și tu ca mine și ai zici da la Manciu și la Talmazan e tot același content. Niciodată. Chiar nu, dacă... normal că la Talmazan mai bun. Adică noi nici nu putem. Mai știți, da. Adică e și... Chiar dacă noi avem cu Dumitru foarte mult puncte tangente și chiar inclusiv și faptul că noi avem gemeni, băieți, și el și eu. Diferența este... Dar foarte... ei fetiță, eu-s băițel. Adică asta e clar să vede. Deodată. Da. Ideea este că trebuie să începeți de la faptul ca să vă scoateți din cap aceste idei că voi sunteți nu știu cum. Fiecare din noi este individual și fiecare din noi o să găsească publicul său. Încă o chestie pe care vreau să o subliniez. Nu mizați pe prieteni, neamuri, familie. Nu mizați pe ei, pentru că paradoxul în tot ce se întâmplă în online, de exemplu, este faptul că anume oamenii care te înconjoară cel mai aproape, cel mai puțin o să te încurajeze să faci ceva, pentru că eu, de exemplu, de multe ori de la
cunoscuți, prieteni, am auzit fraza, ai vezi, nu uiți acolo să postezi pe Instagram numai decât unde te-ai dus și când te-ai beșit, unde te-ai uitat, dar eu... Și oamenii, tipa, o glumit, tipa, știu că eu nu postez toate beșenile care le fac, știi? Dar gen că, tipa, ha-ha-ha și de râs. Dacă tu ai nevoie de pățani, vă rog frumos, faceți un repost, vă rog frumos. Credeți-mă că asta e ultimii oameni care să vă ajute. Uite, este Cristina aici, Corina Rață, cred că întreabă cum corect și profitabil stabilești valoarea sau prețul. Corina, din perspectiva valorii, în general, valoarea asta este ca și calitatea o întrebare foarte discutabilă. Sunt produse în piață care deja au un fel de înțelegere. Nu genul, tot e clar că pâinea costă atâta. Când te duci și cumperi o pâine de 50 de lei, întotdeauna întrebare, dar și are pâinea și e că costă 50 de lei, da? Adică întrebarea nu este că pâinea costă 50 de lei. Întrebarea este, dar și are pâinea și ea, că e costă 50 de lei. Respectiv, când noi vorbim de valoare, noi pornim de la câteva căi. Prima cale este, dacă noi vorbim de digital, social media, sunt deja prețurile formate în piață. E clar că un angajat primește de la 4 la 10.000 de lei pe lună ca angajat în social media. Un angajat până mediu. Mediu plus primește 8-15. Tare bun primește 10-20. Dar asta mai e rar. În Moldova noi vorbim. Vorbim ca freelancer, noi înțelegem că să duci Facebook și Instagram-ul costă vreo 100-200 de euro. Naționai și freelancer, tu n-ai nume, n-ai nic, pur și simplu îți scrie că și nu poate, eu pot cât? 100 de euro. E că cam așa se întâmplă. Ca să faci reclamă costă 50-150 de euro. Ca agenție eu iau ca să-ți fac publicitate la brandul tău pe Facebook și Instagram să setezi reclamă, 250 de euro. Dar ca să fac postări eu iau pe rețea socială câte 200, 300, 400 de euro pe rețea socială. Respectiv, prețul tu stabilești prin analiza concurenței, tu te uiți și în piață și dau ei pentru prețul ăsta, pentru că deseori se întâmplă că când zici, dar voi faceți reclamă, da? Cât costă? 100. Da, dar am găsit cu 50. Deseori așa cu 50 nu dă și ei și dă ăsta cu 100. Adică upacovca înăuntru e diferită. Ăsta dă probabil și analitică, și copywriter, și foto, și video, dar ăsta îți spune, eu îți citez reclama. Reclama, numai că aparte îți plătești pentru fotograf, aparte pentru text, aparte pentru asta. Și la așa cu 50 iese 150, dar la ăsta cu 100 vezi iasă 100. Adică foarte important să analizați concurența, ce intră în preț și să spuneți, tac, dar eu unde în tot pirogul ăsta mă aflu? Eu sunt jos? No name, no experience, no nică? Sau eu sunt up? Stai, dacă eu mă uit la ăsta, ăsta e de ieri, a apărut și de-am 300 de euro și are clienți. Dar eu de-am 15 ani în piață, 300 de mii de companii în spate și eu tipa, e ca Olea să află la etapa și aia. Când e în zona, e, are experiență, înțelege și își cum și zice, dar nu, dar nu e frumos să iei la oameni bani pentru asta. Și vine un pățănaș care spune, care creștini ești? Noi aici în dur, nu la popa suntem, noi aici facem business, eu îți aduc ție vizibilitate, am postat la mine, te-au văzut 20.000 de oameni, ți-au cumpărat 3 oameni, n-ai avut vânzări. Crasava, n-ai avut vânzări întreabă, deși n-ai avut vânzări, te discutăm, îți compunem să vedem problema în brand, problema în audiență, nu e cu securizare și tătătătătătă. Și după, întrebarea e noastră, valoarea care dai, piața și al ultimul nivel, care ne-a cel mai mult îmi place, când tu devii în top of the corner, tu dictezi prețul. Da. Tu când devii acel om care investește cel mai mult în educarea audienței tale și pieței tale, tu când investești cel mai mult în branding-ul tău, tu când ești organizatorul la cel mai multe live-uri, cel mai multe offline-uri, cel mai multe PDF-uri, cel mai multe materiale gratuite, utile, ai dat din tine tot, tu ai cumva poate dreptul să creezi un produs și să-l numești interviurile cu Olga Manciu, costă 1000 de euro. Undeva scrie că asta costă 1000 de euro. Nu, ceva, eu așa cred că asta costă 1000 de euro. E că așa e direcția de formare cumva a prețurilor în sensul ăsta. Și, de exemplu, dacă să vorbim de piața influence marketingului și influencerilor, eu am analizat foarte bine, pentru că eu când am venit în Marea Britanie, eu prima ce am făcut, am apelat la o agenție care mi-a făcut auditul paginii mele și care mi-a dat un preț estimativ pentru piața din Marea Britanie, cât ar costa la engagement-ul pe care are pagina mea, la activitatea pe care o are pagina mea, cât ar costa un stories? Un stories. Eu vorbesc de un stories de 15 secunde, nu mativă un minut, dar unul și o postare. Deci,
per stories în Marea Britanie, eu ar trebui să iau 300 de pounds, asta aproape 400 de euro, nu 350 de euro, și per post eu trebuie să iau de la 400 până la 500 de pounds. Și eu când am văzut sumele astea, eu zic, aici când spui, băieți, două inserții pe story, ia ca și înseamnă, lucrăm 3 luni, analizăm pagina, vedem și merge, da, 150 de euro. 150 de euro, dar eu și am din asta. Ok, la revedere atunci, nu mai discutăm pentru că n-are sens. Deci, eu încerc să mă integrez în următoarea întrebare care sună în felul următor. Totul este bine și frumos, dar care ar fi primii pași pentru a avea succes? Primii pași pentru a avea succes, de fapt, eu știu că mulți așteaptă pastila asta magică și tipa, eu am așa zic ceva și de la asta tata schimbe viața voastră, nu. Deci prima ce trebuie să faceți, să vă găsiți nișa, să munciți pe partea asta, să vă găsiți individualitate, dacă vreți, găsiți-vă eu personal, ceea ce considerați voi personal că puteți da valoare oamenilor care vă urmăresc. După care mai extindeți asta încă în câteva ramuri. Adică, de exemplu, dacă voi sunteți mamă, vouă vă mai place să gătiți, plus vă mai place să faceți niște chestii cu mâinile acolo, ceva handmade, și, nu știu, faceți sport, de exemplu. Iată, aici sunt câteva puncte pe care voi vă axați, dar punctul principal este faptul că sunteți mamă și aveți niște idei faine și găsiți niște jocuri interactive cu copiii și șăruiți asta cu publicul vostru. După care oamenii se prind la faptul că voi aveți valoare și o să înceapă să vină la voi. Clienții singuri vin, nu noi. Nu, cel puțin în viața mea n-a fost niciodată că eu să mă duc și zic, dar vreți să colaborați cu mine cumva? Nu. Pentru că oamenii te analizează, oamenii se uită dintr-o parte, oamenii văd și faci tu, rezonează cu tine, apelează la tine. Nu rezonează cu tine, nu apelează la tine. Olga, vreau să adaug un detaliu aici foarte important, pentru că eu întrebarea asta ți-am pus-o vreo 2 ani în urmă. Vis-a-vis de comunitatea ta, cum ai crescut, și tu mi-ai spus ne istorioară și care nu e interesantă. Respectiv, uite, к чему я? К тому, что în momentul ăsta, eu tot am experiență în care noi încă niciodată cu agenția nu am făcut promovare. Ai nevoie de social media? Vine la noi să te promovăm. Noi niciodată asta n-am făcut. Dar asta nu înseamnă că noi n-am făcut nimic. Adică faptul că tu, elementul este în asta, ok, toți spun, ok, și eu n-am să scriu la nimeni, nu vreți să vă promovați pentru că am înțeles că așa. Nu, tu trebuie să faci altceva. Și ce altceva? La mine asta erau evenimente gratuite, asta era live-uri, asta e content. La Olea, asta e istoria care ei mi-a povestit și era tare interesantă. Asta era anume faza care e periodic făcea live-uri în care dădea content, e ca din seria asta cu oameni mai puțin investiți, ca dânsa, în care e dădea valoare audienței și această audiență spune, o, pricol, n-a dat să urmăresc. Da? Adică, e ca în asta este, voi trebuie să faceți ceva. PDF-uri, checklist-uri, offline-uri, online-uri, webinare, live-uri, Zoom-uri, Skype-uri, ceva trebuie să faceți. Trebuie să dați. Da, trebuie să dați ca de acolo să vină. Dar prostă așa zici, o, vreau și eu așa 500 de pounds, pricolnă, de poți mă duc în UK, faile alfa, ți-am zis, în UK trebuie să mergem. Respectiv, diferența încă este că în UK costurile sunt diferite. Da, evident. Noi avem agenție în Chicago și acolo planul de vânzări, spre exemplu, e 250.000 de euro pe lună, dar planul de vânzări pe agenție din Moldova, asta este tipă 50.000 de euro pe an. Respectiv, понятно, что разница другая, dar noi când ne-au spus că trebuie să închiriem oficiu și pe oficiu trebuie să dăm 100.000 de euro, apoi noi am înțeles de ce acolo. Adică, понимаешь, acolo cel mai necalificat angajat, cel care ești în chat precis, sunt oameni din internațional și cei care lucrează cu, eu de Chicago vorbesc, cu siguranță e acolo un angajat mediu, începător, asta 500 de bucks pe săptămână. Da, tipa, nu tipa american, mai ales dacă să-l iei, nu tipa asta, nu-i tare om care are experiență în spate. Și atunci asta înseamnă că tu tipa zici, nifiga se, eu am 3.000 de lei pe lună, dar el are 610.000 de lei pe săptămână. Da, acolo sunt costurile saltele. De ce? Deseori, e tare crută când tu cu creierul tău bun, sistematic, post-sovietic, care creierul nostru este extraordinar. Noi rupim tare multe pieți la cifre, la abordare, la dorința de a munci, noi rupim aici. Sovietski Saiuz ne-a pus pe jar jostca. Respectiv, cu abordarea asta, fiind aici, lucrând outsource sau freelance în digital, indiferent de vector,
tu poți să iei o leacă mai puțin decât cerie. Piața cere 1000, tu cere 600 și ei zic, biriom, dacă ne dai rezultat, biriom. Dar 600 americani, aici să iei 100. Adică, real, e destul de interesant. Da, și pentru ca să ai succes, pur și simplu, nu, niciodată nu trebuie să vă lăsați. Credeți-mă, calea asta o să vă pară destul de anevoioasă și deseori ați vă pară că, băi, și fac, mă duc, nu știu unde, degeaba lucrez, nu e niciun rezultat, dar credeți-mă că rezultatul vine, vine un pic mai târziu. Oamenii trebuie să prindă încredere în tine, în brandul tău, el trebuie să treacă timp. Chiar și eu, când recomand ceva, trebuie să treacă o leacă de timp. Tu nu poți din prima, cumpărați câinile astea, că ele sunt faine. Clas, ca la magazin, ca la piața centrală. Eu nu sunt piața centrală. Voi sunteți autentici prin felul vostru de a fi. Vorbiți, nu vă fie frică. Începeți să vă iubiți pe voi, pentru că asta tot e important. Mulți nici măcar nu se gândesc la faptul că, băi, dar eu sunt ok singur cu mine. Eu aștept lumea și e ok cu mine când eu nu sunt ok cu mine, știi? Și asta tot, toate lucrurile sunt legate. De aceea succesul depinde doar și doar de voi. El stă la voi în cap. Tu ai anticipat următoarea întrebare care o sunat în felul următor, că dar dacă n-ai studii superioare, tipa ca noi, cu tine, cum va fi să discurci? Apoi e ca despre asta, că nu este nevoie întotdeauna de experiență, este nevoie de dorință, de a învăța ceva nou și de a munci și de a te dezvolta. Pentru că Dumitru, necătând la faptul că el are atâtea titluri mari ca specialist MBA, blin, asta e za graniu dobra i zla, da. El și până în ziua de azi, chiar dacă are agenții, chiar dacă predă proiecte, chiar dacă predă webinarii, chiar dacă are foarte mulți studenți, foarte multe companii care se vezi la dânsul, el învață, el oricum continuă să meargă la cursuri, să meargă... Și cursurile astea, credeți-mă, deloc nu sunt ieftini. Eu am trecut un curs pentru Instagram care m-a costat $750. Deci asta sunt bani foarte mulți. Eu nu pot să spun că eu am învățat ceva tare nou, dar asta-i... tu investești bani în dezvoltarea ta și respectiv banii ăștia trebuie să, o să mai devreme sau mai târziu, ei o să-ți vină, dar nu trebuie să fie punctul inițial doar banii. Trebuie să fie toate punctișoarele astea una lângă alta ca să creeze un tot întreg. Da, tare deșteaptă cine este. Mulțumesc. Apoi și mentoram, конечно, Dima. Natalia Barbaroșa a întrebat cine tu ești. Să te prezinți. Nu, eu glumesc. Natalia, intră la Dumitru pe pagina de Instagram. Informează-te. Este un om din domeniul digital. Și gata. Deci este un om. Da, Законченное предложение. Да крой рот, блин. Pentru cei care nu ne cunoaștem, eu nu știu dacă are sens noi să ne cunoaștem, pentru că voi pe urmă sunteți dorniți să începe pe căutări, soțul uite de la cine tu asta te uiți, soția să uite de la cine asta te uiți, adică probleme în familie se înșeapă, dar dacă serios, comunitatea care are nevoie de cunoștință în domeniul digital, poate să urmărească anumite evenimente gratuite cu plată, intermediare, stories-uri pe Instagram tomaza.md. Eu îmi place să spun că am una, două, trei, dar dacă sincer e ca legat de studii. Eu ultimii 6 ani de zile învăț. Sunt certificat Facebook. Un an jumate eu m-am învățat la Facebook și am primit certificare. Probabil sunt unicul în Republica Moldova care are certificat Facebook. Sau cel puțin încă nimeni nu țipă că care. Numai eu mă laud. Ce au dat asta? Au dat un proces destul de specific de adaptare la anumit tip de conținut, care real nu este posibil de implementat în Moldova. Pentru că acolo, for example, you have 2,000 și eu zic, care am 2,000? Eu dacă one point, apudeam e ghile. Respectiv, în sensul ăsta, aici, ca certificare frumos, ca cunoștință, totuși eu am luat din viață. Am MBA-ul, care l-am făcut în Londra și în Moscova, Dubai și Statele Unite, numai carantina cu Statele Unite ne-au închis și n-am finisat acolo. Și asta mi-a dat mai mult networking și toate studiile. Am terminat Academia de Arte, Muzică și Arte Plastice, director de Casă de Cultură, добро пожаловать. Am terminat Colegii de Comerț, de care m-a dat afară, Școala de Muzică la Acordeon și Școala din Sărata Galbenă. Respectiv, toate acestea se numesc studii, dar ele, tu nu te râde, că, dar ele nu sunt despre cunoștință deseori, dar știți despre ce este? Este despre atitudinea față de content. Iar ca universitate, ceea ce dă tare interesantă este să te înveți să înveți. Nu și ești înveți, dar să te înveți să înveți.
Și când tu te afli într-un mediu, spre exemplu, la MBA, în care în jur tău se află oameni care au fabrici, au șahte, iahte, mahte, și tu așa cu Palmazan School, cu 1000 de studenți pe an, crezând că tu ești monopolist în Chișinău, și ei spun că la deși vorlajul pe zi cât la tine pe an, apoi tu zici, blin, dar stai lea că e, că rupi și că mi-ai mititică. Vam, 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 vam. Când faci, spre exemplu, cursurile Facebook sau instruirile la... Eu acum trec o instruire de 150.000 despre marketing. Specializarea mea acum merge în strategii de marketing, în marketing, și eu stau, noi ne uităm cu angajați câteodată, și eu stau, eu deja, deci eu n-am trecut tot. Eu am stat la 10%, eu dăm de 3 ori, mă uit începutul. Eu zic, domn, concentrează-te, eu nu înțeleg tot, adică eu nu înțeleg tot. Și eu perfect înțeleg că oamenii, v-am și nu au avut cu o să mă, cu digitalul, ei intră, care pixel, care business model, CTR, CPN, CPN, CPA, CPS, care Dumitru, și blastămuri tu m-ai zis. Eu înțeleg de ce câteodată trebuie de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori să treci, să treci, să treci, pentru că tu știi că ai nevoie de asta. Și eu știu că eu dacă strec cursul ăsta, eu pot să vând deja nu cu 100 de euro, dar cu 500 de euro. Și eu să am return of investment în sensul ăsta. De ce? Cunoștințele, studiile sunt pe de o parte o formalitate, pe de altă parte o experiență, pe de altă parte networking, dar viața reală, mai ales în digital, asta este experiența de zi cu zi. Până nu înveți așa de 10.000 de ceasuri, nu poți te numești speaker internațional certificat MBA digital. Aici Bursa Natalia a întrebat o întrebare. În baza la ce act poți lucra ca freelancer? În baza la actul de freelancer care se eliberează la noi la oficiu, în baza la e că îți cumpere și o tabliță și zici, mama, eu sunt freelancer. Și gata, este, tu ți-o pui, omul vine la tine în office, vede, tac, tu ești freelancer. Și gata, întrebări nu sunt. Nu, freelancer este liber specialist. Este un terminologie de asta ca să pară, știți cum? Este ahranic, dar este security. Și când ești security, parcă e mai serios. Apoi că fix așa, înainte lucrai prost atac, dar mai este numești freelancer. Un liber specialist care lucrează când vrea și cum vrea, așa lui pare. Prost, el lucrează întotdeauna. Da. Da, adică ca și antreprenorul ăsta, nu vreau să vin la lucru când vreau, asta este vreau să mă duc de la lucru când pot. Respectiv, în sensul ăsta, freelancerul nu are obligații deseori contractuale, legea în Moldova sau în mare parte nu este că tipa, tu gen spunești că lucrezi cu cășul și tu acolo încalci legea, dar legea nu este atât de jostcă, dar îți faci o patentă. Păi tu, da, tu îți faci patent sau îți faci întreprinzător individual? Da. Dar mulți freelanceri nu lucrează nici cu patent, nici cu prost, e ca așa, veniți 50 de euro, n-ați cash, mulțumesc, nici eu nu vreau, nici eu nu știu cum duc evidența financiară, nici tu n-ai documente, așa că, perioada asta. Apropo, o chestie foarte importantă pentru business-uri care ne ascultă și pentru freelanceri. Există nivele de business. Este business un fel de micro-up, este business startup, este business intuitiv, este business conștient, este holding. Da? Per fiecare nivel de business există nivele de colaborare. Tu nu poți să lucrezi cu holdinguri ca freelancer. Eu acum fac instruire pentru foarte multe organizații, pentru ministere. Noi am făcut promovare pentru proiecte, pentru ambasade, pentru Uniunii Europene. Proiectele acestea nu erau până noi n-am devenit certificați, firmă, nume, brand. Brandurile mari lucrează cu oameni mari. Brandurile mici nu pot să lucreze cu oameni mari. De ce? Când voi sunteți freelancer, sunt tare mulți business-uri începători care n-au nevoie de documente, care n-au nevoie de 2, 3, 4 și voi puteți crește. Asta este primul nivel. Și duci, blin, dar eu tot aș vrea să iau 500 de euro pe lună. Și investește în nume, investește în brand, investește în certificări, investește în cunoștință, investește în experiență. Și când vei fi în altă ligă, acolo sunt alți clienți cu alte probleme în care deja tu nu mai poți singur, tu poți trebuie să mai ieși angajați, tu poți trebuie să ofici, ofici trebuie să aibă măsuță, trebuie să aibă cofie, nu de asta trei vad nom, da, citiri vad nom, că te-ai ridicat de pânce. Respectiv, în sensul ăsta, e un proces. Și e că aici e important să înțelegeți că câteodată banii nu se fac când tu ești sus. Câteodată freelancerul, e că aici am văzut cu Mariana. Mariana este freelancerul care lucrează mentor mai business la noi. Și Mariana poate scoate pe lună mai mulți bani ca mine câteodată. Pentru că eu trebuie să cumpăr Blackmagic, lunină, lunina e ca numai asta, costă 150 euro ca și frumos, da? Pentru că, uite, noi zicem din pachetare, eu chiar am încercat, ia uite, noi facem așa. Și nică nu schimbă, da? Ei, da, nică nu schimbă. Stai, leacă, aici. Iaca. Și eu aș sta ca așa, da? Normal. Într-un fel.
Într-un fel. Și a doua, eu zic, nu, de eu să fac așa, pentru că să fie așa. Și de-aia parcă mie îmi pare mai interesant, da? Da, apoi că respectiv, pielele, cum ai tu o floare, da. Sunt naturale sau nu? Da, sunt naturale. Zbujori cu trandafiri, asta m-a delectat soțul de ziua copilului meu, nostru. Mă scuz așa. A, este sponsorul vostru de delectat, sponsorii. Da. Lumea te întreabă dacă poți să scrii în privat. Ia să vezi. Nu, nu cred că posibil. Știți, totuși e nevoie să păstrăm o distanță. Nu, dar lăsați, asta nu. Nu, uitați, eu în general pot face un apel. Pentru toți cei care sunt aici, 14 suflete, dacă voi încă nu sunteți urmăritorul, fanul și aici al Dumitru Tamazan, nu-i strașnic, nu trebuie. Adică nu trebuie deloc, pentru că voi puteți încerca statistica. Dacă voi vă abonați, dar nu vă trebuie să mănânc, nu vreți să vă dezvoltați afacerea, nu vreți să câștigați bani, nu aveți nevoie pur și simplu de o anumită doză de emoții zilnice, voi nu vă abonați, că și vouă nu e folos și nu e statistica noastră. Dar dacă, întâmplător, în viața voastră trebuie o rază de lumină, atunci abonați-vă la Olga. Iar la mine veniți după asta ca să fiți în zona de content și acolo, apropo, avem diferite chestii despre digital și antreprenoriat. Eu nu mai vroiam să-ți spun că regret că n-am luat bani de la tine pentru acest live. Regret... Da, eu tot regret că n-am luat bani de la tine pe acest live. Da. Și... A intrat în live-ul nostru un regizor din Marea Britanie, îl cheamă Kersh Berlin și eu sunt sigură că el nu înțeles nimic, dar cel puțin m-a salutat. Kersh, hi, hello, hope hello. My name is Dima, I want to live in UK. If you can take me from here to there, because I want. Digital marketing and how to make money from online. Eu o să-l urmăresc și pe domnul Dat. Foarte bună informație au de la voi. Floricelele sunt naturale, da. Mulțumesc frumos. Nina Hariton. Apropo, pe Nina, eu am început să o urmăresc. Foarte întâmplător. Am văzut-o. Foarte întâmplător. Ea trăiește în Franța. Și ea nu are milioane de followers, dar e așa de interesant, e așa de tare. Eu niciodată n-am mă mult stresc în Franța. Eu nu am de ce să spunem, e ca, asta pur și simplu în contextul pe cine tu urmărești și de ce trebuie să continui să faci ce îți place. Nina trăiește în Franța și e povestește despre sisteme, cum lucrează fiecare compartiment în parte, ce impozite, cât costă taxele, mai scurt. Și atât eu urmăresc pur și simplu pentru că mie atât de mult îmi place cum ea se relatează, cum ea apare în online, chiar dacă contentul ei, cumva, noi trăim în două țări diferite, care se vorbesc în două limbi diferite, dar atât e de interesant că tu nu poți să nu-i dai follow. Nina, mulțumesc frumos că ești aici, mă bucur foarte mult să te văd. Așa o întrebare. În Moldova, fiind, promovăm cu plată produsele pe Facebook cu ajutorul chatbotului ManyChat. Fiind în UK, din păcate, nu pot promova fără ca să am site. E neapărat să am site? Irina, rotare, da? Logica este că întrebarea este de ce nu poți în UK sau de ce și în Moldova de grav n-ați poți. Sunt probleme cu ManyChat-ul. Asta este un sistem de automatizare a mesajelor. ManyChat și mai sunt încă mai multe, Facebook are incorporat în el niște sisteme, dar ManyChat am lucrat și noi, însă el se conectează prin așa element ca API, API Connection. Respectiv, Facebook am mai cam o bruiat conexiunile astea între așa fel de aplicații și ele nu lucrează atât de bine. Când noi vorbim despre generarea de trafic, nu există întrebare corectă, trebuie să am un site sau să nu am un site. Există platforme de conversie, adică de cășetare repijor în 10 secunde despre marketing. Există canale de comunicare, așa în ecran, și așa. Canale de comunicare. Asta înseamnă Facebook, Instagram, influence marketing, presa digitală, gazeta, strigătul de la balcon, și vrei. Da, radio, peste tot unde tu poți să zici ceva. Ia cam aia canalul de comunicare la noi este platforma Instagram, sub canalul în promovarea 4-dimensională, live-ul. Mai sunt 3 dimensiuni, Stories, IGTV și Feed. Life este una din dimensiunile Instagramului. Respectiv, dacă noi vorbim de partea de canale de trafic, atunci noi spunem, ok, noi generăm traficul ăsta, acest trafic trebuie să duc undeva, pe platforme de conversie. Adică noi trebuie să ducem traficul ăsta pe un site, pe un messenger,
pe un formular Google Docs, pe un formular AMO CRM, în oficiu la noi, adică undeva noi trebuie să-l trimitem în apel telefonic, undeva unde el să se convertească și să plece într-un CRM, într-un Excel sau într-un tabel unde se păstreze numele, prenumele, telefonul și ce servicii el a vrut. Apoi că când tu spui trebuie un site sau nu, trebuie. Nu trebuie. Unde vrei să duci clienții? Da. Precis, eu știu că în dependență de produs și în anumite situații, anumiți clienți se convertesc diferit în platforme diferite. Dacă eu vreau să cumpăr o periuță pentru sprâncenii, el nu trebuie. Asta eu prost văd fotca în Instagram și zic cât? Livrare este? Da, da, vai, te rog. Da? Dacă eu vreau să cumpăr un apartament, Da. dacă eu vreau să cumpăr un produs de la mai mult de 50 de euro în sus, sau un produs care gen de eu nu știu, să meargă, n-a să meargă, dar și parametri tehnici are, da, adică dacă eu vreau să vând ceva mai greu de înțeles emoțional, atunci probabil mi-e trebuie un site unde eu să văd, asta e site landing pages, două site-uri diferite, tipuri de site. Landing page este un site în care e strict per produs, unde tu ori cumperi, ori ieși. Site-ul este o complexitate de butoane unde eu am intrat ca tare să văd produs, dar primul văd blog, pe blog, prin contacte și am ieșit. Și dispare conversia. Adică câteodată site-ul nu este o variantă bună. Trebuie ori landing page, ori e-commerce platforme în care tu intri și ori cumperi, ori nu cumperi. Acolo nu poți să vezi mai citind, să mai faci, adică ori product placement. De aceea, eu vă sugerez să faceți un site, pentru că site-ul sau landing page-ul este o formă tare interesantă care se poate de făcut audiențe tare bune. Oamenii care intră pe site se socot oameni mai conștienți decât oamenii care vă spun scris în message adeseori. Pentru că el a intrat pe site, el a făcut scroll, el a stat acolo, el a clicat, a completat, adică el a făcut mai multe acțiuni. Dar message, a apăsat butonul și ala de sufotcă, a apărut o automatizare în chat, el a zis da, nu, nu, mersi și s-o. Adică foarte ușor. Cât mai ușor, știți cum, cât mai ușor primești un bărbat, cu atât mai puțină valoare el are. Dar dacă bărbatul se mai lămâiește, leacă, să mai, nu știu ce, să mai fărâmă, atunci zici, oia, că este mujic, nu deodată l-am primit. Da? Respectiv, în sensul ăsta fix, așa ești cu clientul. Întrebarea cu bărbatul m-a înglușit. Uite, cineva a întrebat, dar cine este Olga? Înțelegi? A întrebat de la cine e Dumitru, am mai întrebat cine e Olga. Asta cred că s-a trezit. Înseamnă că, Olea, traficul meu a venit peste tine. Gata cu... Nu Olga! știu. Olga! Olga. Olga este influencer și nu o să mă rușine să spun asta pentru că eu sunt influencer, eu am o platformă, o comunitate creată, dezvoltată. Sunt student în digital marketing, un viitor specialist. La momentul actual activez în partea de publicitate și consultanță în dezvoltarea paginilor de social media. Pe lângă asta sunt soție, mama, trei copii, un om afigenă, prostă, mai afigenă, prost. un speaker motivațional și vă rog frumos aici să subliniați că nu este vorba despre certificate internaționale. Eu pur și simplu fac evenimente și strâng oamenii în cercuri restrânse, care noi vorbim de suflet, ne descărcăm, ne distrăm și ne odihnim. Astăzi niște chestii care țin mai mult de suflet și așa. Iată și ni Olga Manciu, dacă ați mai vreți detalii, intrați la mine pe pagină și o să vedeți că Olga Manciu e și tot fidot. Așa, mi s-a propus de câteva ori barter să fac ceva handmade personalizat în schimbul reclamei pe Instagram sau Facebook. Cât de ok ar fi așa serviciu? Parcă mi se pare că lumea ar gândi că iată, am făcut cadou și desigur e obligat să facă reclamă. Nu că i-ar plăcea cu adevărat. Eu rezonez și înțeleg foarte bine ce întrebi tu, pentru că eu de multe ori am primit așa chestii, chiar sper că nu mă urmărește acum fetița care m-a sunat, dar dacă chiar și mă urmărește, eu cred că ea o să ia o lecție foarte bună. Eu n-am să anunț, n-am să spun cine, dar am primit un mesaj de la o domnișoară, cică, Olga, vreau să-ți ofer un cadou, așa de tare ești clasă, așa ești dragă, eu așa de tare vreau să să arăt ce fac eu. Te rog frumos, cu tot sufletul, vreau să-ți ofer acest cadou. Și eu zic, băi, da, hai, crută, davai, eu ia că n-ați adresa, eu trăiesc acolo și e, dar te rog să mă promovezi. Și eu îi scriu, zic, stai un pic, păi tu mi-i faci cadou sau tu vrei de la mine un serviciu? Dacă tu vrei de la mine un serviciu, atunci hai să discutăm o lecuță în alt context, pentru că asta deja este prestare de serviciu, pentru care eu îți ofer ție. Pentru că eu în Marea Britanie ofer invoice, eu am contract, eu lucrez oficial dacă este ceva, pentru că eu vreau să-mi
declar toate veniturile, trăiesc în țara asta, respect legile, vreau să fiu un cetățean curățel pe mâini. Și ea mi-a spune, a, ei bine, dar o zi frumoasă. Știi? Așa că dacă tu ai nevoie de brand awareness, adică tu ai nevoie ca pe pagina ta să fie trafic, să vină lumea, să cunoască despre tine. Nu e vorba despre vânzări, vorbim doar despre awareness, despre faptul că despre tine o să se afle. Atunci este ok să oferi un cadou în schimb la o publicitate. De ce și nu? Dar dacă tu deja ai ajuns la nivelul în care tu înțelegi că, băi, eu ofer un produs, să zicem, iată această chestiuță, eu am făcut-o singură, dar până la asta, eu 2 ani de zile tot am dăruit la influencer și la oameni care mi-au făcut publicitate chestia asta și mi-am adunat deja un public care de la mine deja a început să cumpere, aici cred că trebuie să discuți anumite, să spui niște priorități și să explici că, uite, da, eu sunt de acord, dar hai să facem așa, tu mi-achiți cel puțin materialele pe care eu le-am cheltuit pentru ca să-ți ofer acest cadou. Și atunci putem discuta, pentru că trebuie să vă puneți voi valoare. Mai ne întoarcem înapoi la subiectele pe care le-am discutat ceva mai sus. Este vorba despre valoarea voastră. Tu nu poți să lucrezi toată viața gratuit și eu la multă lume le explic, băi, da, tu mi-mi dai cadou un adista pentru păr, dar copiii mei nu mănâncă din trânsul. Adică trebuie să înțelegi că eu deja am muncit gratuit foarte mult timp și acum eu mi-am pus prețul și eu pot să-mi permit să fac asta. Așa că depinde de tine tot ce simți. De ce? Deci Facebook-ul nu mai vrea să aibă de afacere cu chatbot. Mulțumesc de răspuns foarte explicit. Da, cu Facebook, cu chatbot în general, ei poate să înțeleagă acolo până la urmă, dar Facebook-ul este interesat întotdeauna să... Ați observat când voi deschideți un site de pe Facebook, apoi el deschide practic tot parcă în același design al lui Facebook, tipa, nu pleacă nicăiurea. Adică Facebook este cu interesat că tot să rămână în Facebook. Monopol. Și el, da, și el nu vrea să, ca tu să folosești, nu știu, și el vrea teta lui și folosește chatbotul din Facebook care are JSON cod și tu poți programezi codul JSON, asta e Java cod, și să-l introduci în mesageria Facebook-ului și să fie fix și ești automatizare ca și la mine chat. Vreau să-ți reamintesc că noi am început să discutăm despre ale tale 10 sfaturi și am ajuns abia la punctul 4. Și ne-am dus pe vânt și am ajuns la Ialoveni. Din Ialoveni ne-am dus pe la Bălți și ia ca ne-am întors în Londra. Hai să continuăm discuția totuși. Da, legat de celelalte pași, eu prost azi dure am zis 10, eu real n-am făcut 10, pentru că eu am pus un fel de point, dacă îți amintește 5 ceasuri în urmă când vorbim, despre faptul că, uite, mai departe, foarte mult contează cele 10.000 ore. 10.000 de ore pe care tu trebuie să le lucrezi. Este o filosofie care ar fi foarte aiurea să le numeri, că poți să ieși de minți. Dar dacă să arunci așa pe zi cam cât lucrezi, asta înseamnă câțiva ani să lucrezi, ca tu să poți să treci 10 de ori situațiile. Că când oamenii pun întrebări, nu din cauza că talmazan tare deștept sau olea. Întrebarea este că, spre exemplu, în situația mea sau cel puțin despre mine, dacă să vorbesc, sunt, luând în vedere că noi am avut peste 3.000 de absolvenți la Talmazan School. Eu am avut peste deja 25 de consultații sau proiecte Mentor My Business, curente, cu artiști, cu branduri mari, cu categorii, cu Olga Mancio, cum suntem. Având evenimente deschise din serie cum era mentorul ăsta, Demo Day, webinare. Peste 50.000 de oameni au fost și dintre și eu aș putea spune că vreo 5.000 de istorii eu am auzit. Apoi că când tu pui întrebarea, foarte deseori, întrebarea asta prost am auzit-o de 100 de ori. E că tu când spui, dar dacă eu n-am studii, am și deal de tine, o zis și e că așa ești răspunsul dai. Sau tipa, dar dacă noi nu avem seriele, noi putem să vinim? Sau, dar dacă noi nu avem buget, cum să facem noi? Sau, dar dacă noi să facem în grupuri? Dar dacă noi să luăm influencer? Dar dacă... Все это проходило, мир повторяется. Respectiv, în asta este că dacă tu începi să faci campanii, tu o să vezi că, ori content, tu o să vezi că tu ai făcut de 200 de ore aceeași postare. Nu a mers, ai schimbat așa, a mers. Pe urmă, încă 100 de ore ai făcut, iar nu mergi, iar o să mergi, tu zici, blin, o postare trebuie să fie făcută odată la 50 de ore. La tine vin insight-uri, pentru că se numește opăt. Deși se spune că aici bătrâni îți deștepți, da? Deși, pentru că el când vede că tu, eu mai mă uit la, am tare mulți angajați tineri
Și eu când mă uit la stories-urile lor, cum e vopindrioș ăsta. Eu, понятно, că eu nu stare bătrân, da? Adică doar în floarea vârstei, 18 ani, dar eu mă uit cum ei încearcă să se autoafirme. Mâine, asta smișno. Nu, ce zic, nu și cu tine, nu liniștește. Dar pentru Dumnezeu ăsta e vital, el trăiește paradigma asta, el, asta e lumea lui, asta e lumea lui. Și mi-am zis, dar tu erai așa? Dar un om, eu mă duc la mentorii mei de business și eu zic, coroceați fel, Dima, liniștește, uspokoiься, uspokoiься, выдохни, выдохни, Дима, выдохни, кому Да. это ноги не гондешь. Адика, депенденция, де кыд ань той трыидж, да, кай мунчит ин фикаре зы, на тену крескут экспериенца. Ша тонч, кан той дуйшу ум ум отспоне, Думитру, врея косничи и феричите, спал депенденция фикаре сара. Что ты ша, ай, ну и гонишь, отспоне. Запомнишь мои слова, да? Адика, де унде е васта? Блин, да, пентру кера трыид, да, мутат аста. De ce tare desi ori mentori, anume pentru asta sunt? Păi din cauza că ei sunt mai deștepți ca voi. Voi puteți fi mentori. Fiecare om este în același rol, învățător și elev. Voi puteți să învățați prin mica voastră experiență, un om care are pur și simplu mai puțin experiență ca voi. Glavnă, nu vă numiți expert, dar prostă, voi mai, e că, du-te la mama ta și arată cum se lucrează în telefon. Tu prostă ești pentru dânsul coach. Da. Învață-te așa să vorbești, dacă îți place să vorbești cu oameni. Pe urmă, eu țin minte, eu am început întâi să fac training-uri gratuite în cadrul Angry Business. Eu la Alina Andriuță am vorbit la vreo două, trei training-uri. Pe urmă, eu am început singur el, îmi tremurau chișoarele. Pe urmă, asta, doi, trei, eu câțiva ani am lucrat în care eu, noi luam pentru curs 20 de euro. Și acum vine elementul că nu câtipa din cauza că noi n-am câștigat 4 ani, dați să rubim bablosul amuia, ultimul Da. an. Că e Disney la anul și așa. Nu, din cauza că azi eu, ție, oricărui persoane de aici, pot să-ți dau un produs, o soluție care să-ți aduc ție bani. Este cursul Facebook Start, este cursul Facebook Reclame, care mai la noi merge. Sunt webinarele gratuite, este Mentor My Business Program Complex, sunt consultațiile cu mine, sunt minim stories-urile mele, care te uiți și câteodată, că mă ia, între highlights-uri, este stories-ul despre business manager. Între prost, uite-te acolo, tu trebuie să știi. De ce noi revenim la fundament? Oamenii nu vor. Pentru că dacă 98 de oameni aici care amuia sunt, spune, da, Dumnezeu, tot e ok, eu vreau. Spune ce trebuie să fac, eu vreau. Atunci la tine este așa termen ca ROI, Return of Investment. Așa e 100%. Dacă tu o să faci 1, 2, 3, 4. Și fără chiar să plătești, prost du-te în YouTube, acolo sunt vreo 15 webinare. Dar tu zici, da, dar asta trebuie să ascult fiecare webinar de 2 ceasuri. Asta sunt 30 ceasuri. Bălen, 30 ceasuri. Dar știu, alea, eu ca amuia am studio, și în studio noi facem tare multe chestii interesante și eu am cumpărat așa un aparat ca Blackmagic. Și compania Blackmagic, precis dacă nu tu Sandu, precis o auzit, și respectiv aparatul costă tare scump. El e 2000 de euro, asta este așa o chestiuță, în versiune simplă, adică e ca să înțelegi live-ul la mine că se întâmplă în formatul ăsta. Cameră, lumină, microfon și acolo este ca așa un aparat mic tel, tare mic tel. Ele că costă 500 de euro. E ca asta. E ca asta. Și că aparatul ăsta este într-o versiune mai avansată. El costă 2000 de euro. Respectiv, ca să mă învăț să lucrez cu dânsul, eu am privit 48 minim de ore YouTube în limba engleză. Eu am învățat limba engleză cu YouTube, real. Adică acum, în parte, câte nopți? Eu m-am uitat în statistică. Pentru mine asta era important. Eu am realizat și eu zic, blin, dar cum tu vrei să te înveți dacă eu mă uit 50 de ceasuri cum să lucrez la un Blackmagic, dar tu ai trecut un curs de 2 ore, deci eu nu pot seta publicitatea. Blin, dar pentru YouTube scrii How to set up Facebook campaign. Da, dar nu știu engleza. Învață engleza? Da. Adică, întrebarea este, tu vrei? Da. Atunci și ți încurcă. Întrebarea este că tu vrei, e ca ceva așa. Amu, e repijor. Vreau Pastila așa mare. ca... Vreau așa, da, vreau ca talmazan numai când 2 ceasuri. Nici talmazan nu poate așa. Dar Apoi mie, ca... cum spunea Alexandru Bordea, că numai când îți arde, ia că Când arde curul, apa, acolo tu... atunci când îți arde, doar atunci tu te iei în mâini și înțelegi că trebuie să înveți. Și de fapt, noi acapărăm experiență doar prin faptul că noi învățăm în fiecare zi. Credeți-vă cum era Instagram atunci când eu... Deci eu când am intrat în Instagram, atunci Instagram era pentru a posta mâncare. Mâncare! Lumea a făcut Instagram-ul ca să posteze foci școlii la mâncare. Și uite și platforma s-a dezvoltat Instagram-ul. Și credeți-mă că la fel și TikTok-ul crește. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Așa.
TikTok-ul crește, Facebook-ul se schimbă, Facebook-ul înainte era interactiv, Facebook-ul vindea foarte mult, acum Facebook-ul vinde foarte nișat anumite companii, anumite afaceri. Instagram-ul a trecut mai mult pe divertisment și ha-ha-hi. Nu mai spun de TikTok. În TikTok, la fel de mult dezvoltă business-urile, afacerile cresc. Doar trebuie să înțelegeți că asta e muncă, asta e foarte multă muncă și învățătură. Nu e pur și simplu așa, ia, eu vreau să mă fac mama, ea e influencer, știi? Nu se primește așa, asta e foarte mult, trebuie și din partea voastră. Eu în fiecare zi vorbesc cu cineva care, Olga, hai te rog să ne promovezi. Băi, stai un pic, hai să analizăm pagina. Chiar acum am avut o situație, mi-a scris o doamnă, soțul ei face mobilă la comandă și îmi spune, uite, noi vrem să tu să ne promovezi. Zic, ok, zic, dați-mi pagina, mă uit pagina, înțeleg pagina aceea, să nu mă foci de astea ca la cap 3 din nou, unde face mobilă de spăt, zvanite, luce, țână, în Chișinăvi, tot așa ești numai în Londra. Și eu îi spun, zic, stai un pic, zic, uite, eu m-am uitat pe pagina, am analizat un pic, contentul nu chiar vânzabil, da? Trebuie să schimbăm ceva, hai să facem un call, să discutăm pe toate detaliile, pentru că pe urmă să începem promovarea, pentru că nu poți începe să promovezi pur și simplu, ia suna asta, ești achis, nu, așa nu merge. Și el spune, eu nică n-am înțeles, dar cred că ai zis ceva cu talk. Și mai mult eu nu m-a contactat, pentru că eu, adică trebuie să înțelegeți că nu se face totul pur și simplu într-o zi. Dima muncește ani de zile ca să fac ceva și eu când aud fraze de astea, of, Doamne, dar cine el, că să dă-i cursuri. Alo, încearcă tu să pierzi, nu că să pierzi, dar cumva. Dima a investit în viața lui 8 ani de zile de învățătură, de training-uri, de oameni, de fac-up-uri, dar câte fac-up-uri au fost, numai el știe, cred că. Ca să ajungă acum să zic, băi, consultația cu mine costă 500 de euro. Mă scuz, te rog, vrei? Ok, nu vrei, la revedere, asta e decizia ta. Dar valoarea mea eu știu. Iată, e despre asta. Pentru că voi trebuie să înțelegeți că orice afacere nu vă aduce bani din prima. Lucrurile merg încet, încet. Toată lumea, bani, 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 bani. E clar. Găsiți-vă un job care să vă aducă un salariu stabil în fiecare lună, paralel cu jobul ăsta, dezvoltați-vă afacerea voastră. Pe urmă, când afacerea voastră, peste un X perioadă de timp, o să înceapă să vă aducă income și voi să puteți să înțelegeți că, băi, dar nafiga eu pierd timpul la office dacă eu gata am afacerea mea și ies dezvoltă și eu vreau amu să-mi fac magazin, dar eu vreau să-mi dezvolt astea, dar eu de-am am o platformă. Și tu poți să-ți permiți deja să legi jobul ăla și să te apuci concret de pagina asta ta sau de afacerea ta, vperiod. Dar trebuie timp, trebuie dorință da. Și poți să vreți da, să și faza este că în contextul în care tu real poți combina, nimeni nu încurcă combinații, dacă asta numai nu intră contractual în contrast cu job-ul tău da. Curent și fiecare din cei prezenți, dacă vă pricepeți la ceva, online poate să-ți dea o platformă în care acest ceva să fie văzut de mai multă lume. Și că când te vede mai multă lume, probabilitatea crește să-ți vinzi. Și nu contează, practic, tu vei fi freelancer, tu vei fi angajat, tu vei fi agenție, pentru că unii, noi avem ca pentru My Business două proiecte care își dezvoltă agenție digitală. Uh-huh. La fundament este același lucru. Este zona de clienți. Sunt oamenii care sunt gata să plătească. Este zona de experți care trebuie să presteze acest serviciu pe care au nevoie oamenii. Și pe mijloc tu poți și freelancer, agenție, angajat, ca să unești aceste două maluri. Straniu, desigur, asta este. E un nivel de conștientizare, cu siguranță, este că dacă acum ar fi, spre exemplu, 100 de oameni care ne privesc, spun, dar eu aș vrea să vând serviciile astea leac mai scump. Și trebuie să fac. Da, e că atât în piață vând consultațiile cu 100 de euro, dar eu vă vând cu 500 de euro. Uh-huh. Tot acești oameni, când vin la tine și tu le spui că costă 500 de euro, îi zic, dar ce așa scump? Adică, poate eu să repet, dar gândiți-vă încă o dată. Voi, dacă sunteți expertul, indiferent în industrie și sumă, există un preț mediu pe piață și voi spuneți, sau expertul vă spune, Olea, nu 300, dar 500. Și eu mă duc la Olea și zic, Olea, cât costă serviciul? Olea, 500. Și zic, Olea, dacă 300 poate? Și zic, Olea, numai și mie zis, nu 300, dar 500. Adică, tipa, n-ai de drugova la ha? Sau cum lucrează modelul ăsta? În care, când tu dai sfat, tu la drugul tău, zici, băi, dar bă, de că prietul ei?
Dar când tu ești clientul, tu spui, n-afiga așa de scump. Adică, Până până reducere. Adică, precis este elementul că dacă voi sunteți expertul, e ca, spre exemplu, nu știu, voi aveți business, dar voi niciodată, și voi așteptați ca la voi oamenii când vin în oficiu sau să folosesc de produse, voi să facă stories-uri oamenii, da? Da, spre exemplu, câți oare azi în live-ul ăsta au făcut screen și au făcut tag Talmazan Dumitru și Manciu Olga? Câți, câți? Eu cred că o să crească conversia, cred că mai cineva asta face. De ce? Pentru că eu cumva v-am dat de înțeles. Că asta e marketing, este un soi de nerușinare manipulatorie. despre marketing. Da, respectiv în sensul ăsta, eu vreau, probabil, că Olea Măcalcă Chișor, mergem spre codă, vine zona în care, în primul rând, întotdeauna fiți consumatori conștienți. Nu poți să devii un expert bun dacă tu n-ai înțeles cum să respecti un alt expert bun. Nu poți să fii o companie bună dacă tu n-ai înțeles o companie. Tu numai după ce ai firmă, ești să înțelegi că blind, dar stai o leacă, dacă el face 20% reducere, dar îl lăsă o marjă de business și 15%, el intră în 5% minus. Tu păi mai ești cer la mine 25%, marja mea e 20%, eu intru în minus, ceva. Și tu zici blind, și așa e de mult 25%, chiar să faci reducere. Tipa, pentru că nu mă da businessul meu, marja e de 15%. Eu nu pot să fac mai mult de 1% să reducere, pentru că eu măcar să am 4-14% profit. Da. Respectiv, aici ține de educația noastră ca consumatori, ca antreprenori și ca cei care pleacă în freelancer, de dorit să căutați informații despre cărți, caiete, desene, videouri, muzică, sunet, tot ce înseamnă antreprenoriat. Pentru că tu, pe lângă faptul că trebuie să crești ca expert, trebuie să crești încă ca și preprenor, antreprenor, omul care întreprinde acțiuni. Dacă ție nu-ți place să întreprinzi acțiuni, atunci pleacă în adâncime. Du-te ca expertiză până în măduva măduvii și angajează-te și o să fii un angajat de notă 10. Da. Da, amuia noi avem în Moldova și cine și are nevoie de angajare în marketing, sunt vreo 3 companii care caută în marketing. Companii care caută în social media. La noi avem care... Oamenii sunt nevoie, prostă, pridi și spune, Dumitru, uite cum se face strategie pe Facebook. Pam, uite, audiențe, remarketing, pac, pac, pac. Dă-mi o sarcină și eu în 3 minute ce fac. Și eu vreau 20.000. Uite, real, dacă este așa om, dacă eu nu pot să-ți dau, eu îți găsesc de lucru. Adică real sunt oameni care azi ca angajați pot să primească. Problema este că este că eu nu știu nică, nu am experiență, am lucrat ca manager, vreau tare și vreau 15.000. E ca problema este în asta. Nu, dragă, dragule, dă-ți mai jumătate de an, lucrează cu 2.000 jumătate de an la un expert bun, e din creierul lui atât și peste jumătate de an du-te undeva sau crești tu la dânsul și cu alt salariu înainte, înainte, înainte. Asta nu e ceva secret, au că născut și angajați, fix asta ne spun. Asta e fișca. Eu nu pot să-ți dau ție 10.000 din cauza că eu n-am 10.000 sau nici jele. Dar din cauza, blin, tu nu știi ce înseamnă pixel. Tu nu știi ce înseamnă pixel și tu vii pe funcția. Adică asta cum ar fi, tu vii la spital și un chirurg zice, ascultă, este operația asta, costă 1.000 de euro, să fac 100. Eu nu știu, dar noi să ne uităm și noi să facem tot ghine. N-a ficție operator de ăsta cu 100. Spui, băi, dau și 2.000, dar trebuie unul care o mai tăiet. Nu care a Da. terminat universitatea. Că la data am terminat universitatea, dar eu o tăiet măcar o dată. Nu. Că te strâmbă, băiată, da? Abia ca Asta și... știi? Da, dar știu, spui, nu, ceva cu el nu o tăiet, nu o terminat, dar cu 100, adică n-ai să cheltui mult. Adică fix chestia asta vine, tu vii și spui ceva că eu niciodată n-am tăiet, tare vreau stai, sunt la mine interior, e că tăietul ăsta e meu, da? Niciodată asta n-am făcut, respectiv, ca experiență, nișează-te, lucrează, iubește, trăiește, spală-ți mâinile cu antiseptic, spală-te pe dinți, anti-covid, anti-dragoste și tot și în timp. Ingredientele de bază care ating scopul sunt timpul, oamenii și banii. Dacă ești afacere, asta înseamnă că tu puneți un scop, trebuie să investești bani, trebuie să investești timp, să angajezi oameni. Dacă tu ești expert, trebuie să comunici cu oamenii, trebuie să-ți dai timp și să investești bani în educație și în creierul tău. Deci ai timp, oameni, bani pentru atingerea scopului. O îmbrățișare extraordinară, Olga, ție și un mersi pentru invitație. Și cei care nu sunt abonați, puteți să o faceți dacă vă trebuie așa gen de conținut. Nu uitați să faceți un tag, un stories, așa o leacă să facem de samăie, că asta Eu este un fel de profilactic.
istoria live-urilor cu mine când invitatul decide când el finalizează live. Eu sunt șoche, Dima! De unde am vrut să-mi termin? Te rog, Olea! Olea, eu sunt cu experiență. Eu știu că femeia este gata să termine. Adică aici pe ochi se vede. Eu ce am vrut să-ți spun. Noi neapărat cu Dumitru o să mai facem live-uri despre marketing, despre influenceri separat, pentru că și aici este ce de spus. O să vă obișnuim cumva cu prezența noastră împreună, pentru că Dumitru este mentorul meu, este omul datorită căruia eu am intrat în digital marketing și eu consider că asta este nișa pe care vreau și eu să mă stabilesc, vreau să fiu și eu ca nenea Dima. Dar până și să-mi stică încă și mă învăț și am și eu acolo clienții mei și tare, tare clasnă și mă bucur de asta. Bucurați-vă de tot ceea ce aveți. Învățați, mult învățați. Ieșiți-vă din zona voastră de confort. Credeți-mă că o să vă placă foarte mult. Deodată e strașnic, dar pe urmă te deprins. Și Dima, mulțumesc că de obicei a fost un live tare fain. Să-mi spui mâine câți oameni au venit de la mine, pentru că eu... Statistică. Ați calculez? Ați spun și eu ție câți oameni au venit de la tine, dacă ceva. Aveți grijă de voi și toate cele bune și frumoase în viață aveți. De la Moldova, cu drag pentru toată lumea. Victoria a spus că ar fi frumos să terminăm împreună. Cu această frază zic... Asta vine în timp, Victoria, asta vine în timp și e posibil. Doamne, ferește! Bun, eu vă pup, Dima, mulțumesc frumos, ne vedem în curând. Știi tu când ne vedem în curând. Ok, la ședință. Ceau!